Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean au fost trei puncte care au declanșat circul, și anume numirea câte unui reprezentant al Consiliului Județean în cele trei ADI-uri. De fapt, scandalul a izbucnit atunci când consilierul județean Mihnea Boierescu a început să pună întrebări președintelui Vasile Mustățea despre demisia lui Dumitru Beianu din ADI și despre o posibilă cerere de retractare. Vă rog, dacă mai sunt alte întrebări. Da, mai sunt întrebări. V-ați spus dumneavoastră, mai aveți, gata. V-ați spus întrebări. Ați informat greșit Consiliul, nu, domnul președinte. Gata. N-aveți voie să-mi faceți așa. Domnule, ai pus întrebare, gata, alte întrebări, alte persoane. Ați informat greșit Consiliul și dați-mi voie să informez eu pe consilier. Domnul președinte a spus că ne-a informat la ședința precedentă că domnul Beianu și-a dat demisia și urmează să organizeze o altă ședință în care să pună aceste proiecte pe ordinea de zi. Nu-i nevoie să reamintesc consilierilor. Ședința precedentă nu s-a ținut. Trei sferturi din consilier nu au fost, din motive care nu are rost să le discutăm acum, ceea ce înseamnă că retragerea demisiei este înainte să fixați această ședință. Dragul meu, încă o dată, să vină doamna de la registratură aici. A doua informare. Nu, așteaptă un pic, așteaptă un pic, domne. Cheamă persoana de la registratură în momentul ăsta. Dați-mi voie. Iată, domnule președinte, trebuie să vorbim pe rând. Vorbim toți. Lasă-l, domnul Buduru. Nu, dar nu vă spălați lucrurile aici. Lumea vrea să facă salubrizare, vrea să facă apă, vrea să facă tot. Nu e momentul să opriți microfonul. Domnul Gabriel. Haideți să ne mai ascundem după vorbe, oameni buni. Chiar suntem aici toți fraie? Ce părere aveți dumneavoastră? Domnul Beam a fost în birou la domnul Mustățea. Au discutat împreună și au căzut de acord. Nu ne-am înțeles. Doamne, lăsați-mă să termin. Au discutat și au fixat și ședința, și ziua, și ora. Adică marți, la orele 11. Restul nu știu, că nu am participat la discuția între dânsii. Dar a fost de acord. De unde știi tu? De unde știi, domnul? Ai fost de față? N-am fixat, domnul. Mai devreme. Și mai e o problemă. Domnul președinte era în concediu atunci. Dar era la Consiliul Județean. Domnul era în concediu și era la Consiliul Județean și vreau ce vorbim aici. Nu știu, domnul Gabriel, ca să ne înțelegem, domnule. Domnul Beanu a stat la dumneavoastră în birou 2 ore, la mine a venit și mi-a adus la cunoștință și am avut o dispută în legătură cu ordinea de zi, cu care eu n-am fost de acord. De fapt, toate aceste discuții au avut loc degeaba, cărțile au fost făcute înainte de ședință și de asta și-au cam dat seama toți cei care nu au contribuit la acest scenariu. Vasile Mustățea a venit cu propunerea ca reprezentant al Consiliului Județean în ADI-ul Management Eficient pentru un Județ Curat să fie Cristian Țone, un specialist al Consiliului Județean care lucrează de 7 ani la acest proiect. A fost o propunere de imagine, întrucât Cristian Țone a preferat să se retragă. Domnul președinte, în aceste condiții, cu această misiunea de a mă retrage, consider că domnul Ovidiu a făcut parte când s-a aprobat inițial acest proiect. Deci înseamnă că și el din Nobel? Bine. Așadar, propunerea unui tehnocrat în ADI nu a avut nicio șansă în fața înțelegerilor dintre consilierii ALDE, PSD și Vasile Mustățea, care au venit cu propunerea ca Andrei Ovidiu să fie reprezentantul Consiliului Județean în ADI. Liberalii l-au propus și ei pe consilierul Micu, dar jocurile fiind făcute nu au avut nicio șansă la votul secret. Total în voturi exprimate 26. În urma numărării, Andrei Aurelian Ovidiu, 15 voturi. Micu Ioan, 11 voturi. Mulțumesc. Deci toate voturile au fost valabile exprimate. Da. Bun. Trecem, îi urăm succes domnului Ovidiu. Are o misiune grea. Același scenariu s-a repetat și în cazul celorlalte două ADI-uri, cel pentru apă și cel pentru iluminat public eficient. Tot prin vot secret, reprezentanții Consiliului Județean în cele două structuri au fost aleși consilierii PSD, Aurelia Dobre și Cristian Ștenghel. Așadar, înțelegerea dintre ALDE, PSD și președintele Consiliului Județean, liberalul Vasile Mustățea, nu prea mai poate fi negată de nimeni. Însă trist este că și de această dată s-a optat pentru jocurile de culise ale partidelor pentru a-și plasa oamenii în funcții, în detriment specialiștilor fără culoare politică, experți în proiectele care au dus la crearea celor trei ADI-uri.